Știați că Google a devenit atât de puternic încât efectiv ascunde de noi alte motoare de căutare? Voluntar sau involuntar, nu știm chestia asta și este greu să ne dăm seama din mulțime, din rândul mulțimii. Comentați, vă rog frumos, în secțiunea de comenți a acestui video dacă sunteți sau nu de acord cu afirmația aceasta. Aici este secțiunea de comenți sub orice video, o găsiți imediat scrollând un pic în jos. Tristul adevăr este că majoritatea dintre restul acestor motoare de căutare pur și simplu nu știm că există, ele devenind invizibile. Între timp, există încă o tonă de motoare de căutare și portaluri web grozave care sunt specializate în cărți, știință și alte informații inteligente. Băgați acolo la bookmark astăzi o listă de site-uri de care nu cred că ați auzit vreodată și care conțin milioane de cărți, sute de terabiți de informații extraordinar de utile, care cred eu că fără video ăsta nu o să aflați niciodată de el. Pe lista de astăzi este motorul de căutare numit RefSec. RefSec-ul este un motor de căutare pentru resurse academice. Peste un miliard de surse găsiți prin acest motor de căutare, enciclopedii, monografii, reviste, fără limită, da? Pur și simplu scrieți în căsuța asta de aici ce vreți să căutați, ca pe orice alt motor de căutare. Dacă nu știți exact ce vreți să aflați, nu, poate nu mai țineți minte titlul cărții sau nu mai știți exact domeniul din care făcea parte acea carte care o căutați sau informațiile care le căutați, aveți posibilitatea să apăsați aici, Reference Site Directory, iar aici veți găsi o multitudine de secțiuni. În aceste secțiuni pe care vă interesează, mergeți foarte frumos și apăsați, de exemplu, enciclopedii, iar aici uitați-vă câte opțiuni aveți. Din nou, este mai ușor de folosit acest site, portal, motor de căutare, cum vrei să spui, dacă știi numele cărții sau măcar domeniul de activitate. Dar puteți să-l folosiți chiar și așa, vi se pune la dispoziție această structurare, căutare prin structură. Deci acesta este RefSec, notați-vi-l undeva. Înainte să trecem la următorul site de pe lista noastră de astăzi, vreau să faceți ceva pentru mine, ca să mă ajutați să pot să cresc în topul căutărilor și algoritmul să poată să mă preia mai repede și să-mi placeze videourile în topul căutărilor pe YouTube. Sub videoul la care vă uitați, apăsați neapărat pe butonașul de aici, care se mai numește și butonașul de like. Odată ce ați făcut chestia asta, mergeți și căutați butonul de subscribe. Odată ce ați apăsat pe acest buton, apăsați și pe butonașul de lângă, de bell notification. Aceasta mă va ajuta nu doar pe mine ca să ajung mai repede în topul căutărilor, dar și pe voi să vedeți următorul video interesant pe care îl public. Mulțumesc! Numărul 2 pe lista noastră de astăzi este portalul WorldCat. WorldCat îți pune la dispoziție conținutul, ce-i drept virtual, a peste 20.000 de biblioteci aflate la nivel mondial. Site-ul vede imediat în ce loc te localizează, să spunem așa, da, folosind serviciile Google. Ulterior, tu îți scrii aici titlul cărții care te interesează, că tot el la modă zilele astea cu Twitter-ul, hai să căutăm după Elon Musk. Odată ce am introdus search term-ul respectiv, evident, ni se vor prezenta mai multe opțiuni. În funcție de ce căutăm noi, putem să scrollăm în pagină și să vedem cartea care ne interesează. De exemplu, Elon Musk, cartea de aici scrisă de Sarah Green. Apăsăm pe titlul ei. Iar aici ni se prezintă câteva informații despre carte, despre autor. Și mai jos putem să găsim efectiv cartea într-una dintre aceste biblioteci. În același timp, ni se spune exact și cât costă și pe ce site-uri online putem să o comandăm. Deci, strict prin acest portal, noi putem să aflăm locația cărții care ne interesează. Nu mai trebuie să mergem perpedes din librărie în librărie, bibliotecă în bibliotecă. Pur și simplu căutăm aici și o să ne ofere niște informații despre locația fizică sau virtuală a acestei cărți. Numărul 3 este Link Springer. Dacă îl încărcăm repede aici,
Linkspringer-ul este un portal care îți pune la dispoziție accesul la peste 10 milioane de documente științifice, cărți, articole, înregistrări de cercetare. Din nou, ca și pe restul de până acum și probabil și cele care urmează, dacă cunoști termenul după care să cauți, îl introduci direct aici și evident apeși pe search. Dacă nu, ai posibilitatea din acest portal efectiv să cauți manual în această structură directorială, să-i spunem așa, unde sunt foarte bine încadrate toate documentele pe disciplina respectivă. Cum am zis, 10 milioane de documente găsiți aici, este foarte bine structurat, search index-ul merge foarte bine pe acest portal, cu siguranță vă va fi de ajutor în orice domeniu activați. Numărul 4, BioLine. Îl încărcăm repede la noi aici. BioLine este o bibliotecă de jurnale științifice despre bioscience publicate în țările în curs de dezvoltare. Puteți să vă uitați un pic pe acest site și veți observa că și acest site conține foarte, foarte multe informații. În același timp, BioLine International, după cum spun și ei, este non-profit, cu singurul lor motiv de existență de a ajuta oameni din țările subdezvoltate de a se școlariza. Veți găsi aici conținut incredibil de mult care vă poate ajuta în foarte multe domenii de asemenea. Deci, notați-vă și acest site undeva. Numărul 5 de astăzi este Repec. Îl băgăm repede aici și îl încărcăm. Pe acest portal web, voluntari din 102 țări au strâns aproape 4 milioane de publicații despre economie și științe conexe. Observați că site-ul arată un pic mai neprietenos așa când intri pe el, dar vă garantez că la fel partea de search index este foarte, foarte bine pusă la punct. Pe lângă acest fapt, băieții care se ocupă de site-ul ăsta au scris aici și un mic tutorial, așa, sau un help, dacă vreți. Dacă vă uitați în partea asta de aici, spune exact cum să folosești acest site dacă ești un cititor. Deci nu cineva care publică lucrări sau un voluntar de-a lor care strânge aceste cărți și pe urmă le postează pe acest site. Este foarte simplu de urmărit acest tutorial, efectiv te duci pe una dintre resursele astea care le puneai la dispoziție aici, intrând pe ea observăm că ni se deschide o nouă pagină, avem aici o mică bară de căutare, după cum v-am zis, search index-ul este foarte bine pus la punct pentru acest portal web și evident aveți structurat și în câteva categorii aici. De exemplu, aici vom găsi, după și după denumire, evident, Econ Papers, lucrări despre economie. Deci dacă sunteți un economist în devenire sau cineva care vrea să-și rafineze puțin skillurile pentru muncă sau ca un hobby, acest site este pentru voi, băgați-vă-l în bookmark. Numărul 6, science.gov, îl băgăm repede aici să-l căutăm. Acest portal ascunde de fapt mai multe motoare de căutare în spatele său. Toate motoarele astea de căutare sunt făcute undeva în America și aparțin de diverse agenții guvernamentale americane. Pe toate aceste portaluri găsiți peste 2200 de site-uri științifice, da? Foarte bine indexate de altfel. Dacă îl accesați, deci site-ul ăsta, portalul ăsta care vi-l arăt acum, veți avea posibilitatea și vă veți ajuta pe voi să găsiți peste 200 de milioane de articole care sunt foarte, foarte bine indexate și structurate. Haideți, de exemplu, să ne uităm un pic în partea de jos a paginii aici, unde găsiți câteva dintre aceste agenții guvernamentale care sprijină portalul acesta, da? Despre care vă povestesc acum. Dacă apăsați pe oricare dintre ele, hai să luăm, de exemplu, NASA, sunteți redirectați către locul în care NASA își ține toate documentele științifice care sunt publicate, să spunem așa, da? Care sunt pentru interes public. Aici veți găsi foarte multe poze, filmări, lucrări scrise, lucrări de doctorat și așa mai departe. Da? Și este doar un exemplu pe care am crezut că vizual va fi mai interesant să vi-l prezint. Intrați pe acest site, pe science.gov, și vă promit eu că nu o să regretați deloc. Numărul 7.
PDF Drive. De ăsta poate că ați mai auzit la un moment dat, însă merită menționat și în lista noastră de astăzi. Acesta este cel mai mare site de descărcare gratuită a cărților în format PDF. Pe acest site portal sunt declarate peste 225 de milioane de nume de cărți. Toate le puteți descărca gratuit. Nu doar că vă ajută printr-un search index foarte bine pus la punct, dar aveți și categorii din care să alegeți, în cazul în care, din nou, nu știți exact numele cărții, titlul cărții pe care îl căutați. Și în același timp, ei vă fac aici și niște mici topulețe. Best Books of the Week, Books on Finding Your Passion, nu știu ce. Da, deci vă ajută foarte mult acest site. Și încă o dată vă spun, toate PDF-urile de aici sunt gratis. Deci ce mai așteptați? Intrați și folosiți-l. Ultimul site sau portal sau motor de căutare de astăzi este baysearch.net. Îl încărcăm rapid de aici. Baysearch.net este unul dintre cele mai puternice site-uri de căutare a textelor de cercetare academică. Da? Peste 100 de milioane de documente științifice au fost urcate aici. Cam 70% dintre ele sunt gratis, puteți să le descărcați, să faceți ce vreți voi cu ele. Restul de 30% observați la un moment dat pe site că o să vă spună dacă acea carte costă ceva bani și cum să o achitați, evident. Dacă ne uităm un pic pe site-ul lor, vedem că avem din nou aici o bară de căutare cu un search index foarte bine pus la punct, cum v-am spus și până acum la celelalte site-uri. Aici, în partea aceasta, găsiți informații despre cum să folosiți acest portal, dar este destul de simplu de utilizat, pentru că, chiar dacă nu știți denumirea cărții pe care o căutați, din nou, aveți și posibilitatea să faceți browsing din partea asta de aici, iar dacă ne uităm aici, vom găsi mai multe moduri de categorisire, să spunem așa, și, evident, acesta îți va fi de foarte mare ajutor. Da? Deci, încă o dată, baysearch.net este ultimul portal pe ziua de astăzi, însă eu vă recomand să îl puneți la bookmarks și să-l folosiți, că poate veți avea nevoie de el. Vreau să faceți ceva pentru mine, ca să mă ajutați să pot să cresc în topul căutărilor și algoritmul să poată să mă preia mai repede și să-mi placeze videourile în topul căutărilor pe YouTube. Sub videoul la care vă uitați, apăsați neapărat pe butonașul de aici, care se mai numește și butonașul de like. Odată ce ați făcut chestia asta, mergeți și căutați butonul de subscribe. Odată ce ați apăsat pe acest buton, apăsați și pe butonașul de lângă, de bell notification. Aceasta mă va ajuta nu doar pe mine ca să ajung mai repede în topul căutărilor, dar și pe voi să vedeți următorul video interesant pe care îl public. Mulțumesc!